Bun găsit, dragii noștri telespectatori! Și în ediția de astăzi vă dăm întâlnire cu un om special care de o viață slujește tezaurul folcloric românesc. Dar viața artistică este cea a tezaurului folcloric, emisiunea televiziunii române care anul trecut a sărbătorit 40 de ani de existență. Este vorba despre o invitată specială, un om a cărui viață poate fi privită din mai multe perspective. Cea de artist, cea de educator. Când spun artist, trebuie să vă menționez faptul că invitata noastră face parte din eșalonul superior al exprimării artistice ca interpretă de folclor, ca și coregraf, dar mai ales ca iubitor, culegător și cercetător al folclorului muzical, coregrafic românesc și literar din Țara Codrului. Nu cred că este prea greu de înțeles despre cine este vorba. Este vorba despre colaboratoarea de-o viață a emisiunii Tezaur Folcloric, Leontina Dorca. Bine ai revenit, Leontina Dorca, în studioul televiziunii române la emisiunea Tezaur Folcloric, emisiune care a avut întotdeauna în Leontina Dorca acel pion foarte important în aducerea de acolo, din capătul țării, a celor mai frumoase momente artistice care să ne dezvăluie caracterul tău de om și de artist dăruit folclorului românesc. Încă o dată, bine ai revenit! Bine vă găsesc! Mă bucur nespus să fiu prezentă din nou în platourile de filmare pentru emisiunea Tezaur Folcloric. Așa cum ai spus și tu, toată viața mi-am dedicat-o pentru a aduce nestematele folclorice din nordul țării noastre, din zona Codrului, din județul Satu Mare. Sigur că au trecut deja 40 de ani, așa cum ai spus, anul trecut, sărbătorind activitatea Tezaurului Folcloric, dar și 40 de ani de activitate a ansamblului Cununița din Satu Mare, pentru că noi cu ansamblul Cununița ne-am lansat în prima emisiune Tezaur Folcloric a televiziunii române, unde echipa televiziunii, doamna Mărioara Murărescu, au avut încredere în noi și de atunci suntem nelipsiți din aceste frumoase emisiuni, aceste emisiuni care pun în valoare tot ce avem noi mai frumos în autenticitate, în port, în cântec și în joc popular românesc. Studiind CV-ul, am parcurs așa cu admirație faptul că acolo nu există un an în care Leontina Dorca să nu aibă o realizare. Fie că a dansat, a instruit formații de dansuri, pornind de la formațiile de dansuri ale școlii din comuna natală, până la acele mari ansambluri care au venit în contact cu Leontina Dorca, ansamblul din străinătate. De asemenea, interpreta Leontina Dorca aduce melosul popular din zona Codrului în starea lui cea mai pură, original, într-un mod original, ceea ce determină pe toți specialiștii să vadă în Leontina Dorca un bun mesager al acelor locuri, dar și un bun educator, un bun părinte, pentru că toate aceste lucruri au la bază, în primul rând, calități umane. Leontina Dorca nu a pus în prim planul vieții ei afirmarea artistică individuală. De când ai apărut în Tezaur Folcloric, ce a însemnat mai mult pentru Leontina Dorca? Ca om, ca artist, ca și îndrumător de formații. În primul rând vreau să spun că am avut norocul de a mă naște într-o zonă folclorică deosebită, într-un sat cu oameni
harnici petrecăreți pricepuți și cu cântecele și jocurile în picioare și de acolo dragostea mea pentru ceea ce a însemnat cântec și joc. Apoi, urmând, așa cum ai spus, cursurile școlii generale din satul meu natal, am avut parte de instructori extraordinari care mi-au îngrijit pașii în ceea ce înseamnă atât cântec și dans prin participarea la foarte multe concursuri, atât cu formația de dansuri, cât și ca și interpretă de muzică populară din locurile mele natale. Sigur că apoi venind la satul mare, ca și elevă la liceul Mihai Eminescu, a continuat drumul meu, instruind formațiile de dansuri ale școlii, ale internatului de unde am fost, iar mai apoi am ajuns să fiu membră în ansamblul reprezentativ al județului Satu Mare și, desigur, apoi am înființat numeroase formații și ansamblu, primul meu loc de muncă la Casa Pionerilor în Satu Mare, înființând primul ansamblu folcloric de copii, apoi ansamblul de la Casa de Cultură din orașul Tășnad, unde am lucrat o perioadă, ansamblu Codrulețu, care tot anul trecut am sărbătorit 45 de ani de la înființare și apoi s-a născut ansamblu Cununița la 40 de ani, prin venirea mea la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în calitate de maestru coregraf. Și, desigur, de acolo s-au legat tot ce a însemnat apoi succese ale formațiilor, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Desigur, făcând această paranteză, m-am îndepărtat de la întrebarea ta de bază. Sigur că nu este puțin lucru să fii și îndrumător, să fii coregraf, să fii și interpret de muzică populară, să te preocupi în permanență de culegeri, de împrospătare și de îmbogățirea repertoriului, de a culege cât mai mult se mai putea culege din zona folclorică de unde vin și să le transpui în scenă și să le aduci apoi pentru publicul larg și, desigur, bucuria mea a fost foarte mare când doamna Mărioara ne-a considerat întotdeauna un etalon pentru ceea ce a însemnat folclorul din zona Codrului din județul Satu Mare și pot să spun că am avut norocul și am avut prilejul de a fi în permanență în emisiunile televiziunii române și în special în emisiunile Tezaur Folcloric. Ce instituții de învățământ ai absolvit? Deci, în primul rând, școala generală de la mine din sat, apoi clasele 5-8 în comuna Mireșu Mare, apoi liceul Eminescu, Mihai Eminescu din satul mare. Am continuat apoi cursurile de coreografie la nivel național prin cursurile de perfecționare pe care le-am făcut de-a lungul anilor, fiind angajate la instituțiile de cultură. Am absolvit și școala populară de artă, atât secția de coreografie cât și secția de canto popular și pentru că eu aveam o derogare de studii de la Ministerul Culturii datorită activității extraordinare pe care am depus-o de-a lungul anilor, datorită maestrului Valeriu Buciu, care a înființat Facultatea Vatra de la Baia Mare, de soții Buciu, Angela și Valeriu Buciu, nu m-au lăsat până nu m-am înscris și la cursurile acestei școli superioare și mi-am dat licența în coreografie la un ATC București. Asta vroiam să aud, pentru că este foarte important ca în devenirea noastră să avem la bază și niște cunoștințe științifice, care cunoștințe vin exact din instituțiile de învățământ absolvite, pentru că în acel fapt constă pregătirea unui om și devenirea lui umană în planul superior. Am vorbit despre coreografie, am vorbit despre cântec, despre pregătire. Ce-ar fi să ne cânți? Cu mare drag! Thank you.
Bravo, Leontina! Mulțumesc! Te rog să iei loc, pentru că ne vorbeai despre portul care se mărită dintr-un sat în altul, odată cu plecarea fetei din sat. Ție cine ție realizează aceste extraordinare costume? Vreau să spun că am o bucurie deosebită, pentru că mama mea, care acum are o vârstă 89 de ani, tot ceea ce vezi îmbrăcată, mulțumesc frumos, tot ceea ce vezi îmbrăcată pe mine și nu numai pe mine, și pe unii membri din ansamblu folcloric Cununița, este făcut, brodat, cusut de către mama mea, care pot să spun că este o creatoare în ceea ce înseamnă tot ce se poate găsi în casa unei gospodine, începând de la ștergurile din cui, apoi costumele care se îmbracă, dar și tot ce înseamnă multe podoabe, inclusiv pentru biserica de la mine din localitate. M-am făcut inclusiv prapore albe la biserică și am podobit biserica cu ciururi și cu broderii făcute de mâna dumneaei, extraordinare. Cum o cheamă pe mama? O cheamă Iuliana. Și sunt deosebit de bucuroasă că încă este în putere și încă se mai bagă în mașina de cusut și mai brodează și la vârsta asta de 89 de ani. Vă mulțumim, vă mulțumim, doamna Iuliana, mama Leontinei Dorca, pentru că iată ce fată aveți. Și chiar m-a emoționat și pe mine ca la vârsta de 89 de ani să creați asemenea bijuterii, pentru că eu întotdeauna subliniez, femeia româncă știe și are în sânge acele valori artistice pe care cred că nu le are o altă femeie. Să fiți sănătoasă și să îi îmbrăcați pe toți, mai ales pe copiii care vor veni astăzi ca o surpriză pentru doamna Leontina Dorca. Invit în platou cu mare drag pe doamna Maria Carmen Sas, coordonatoarea ansamblului Cununița Năzdrăvană, și cei pe care astăzi avem invitați de onoare. Luca Mărgineanu, Iulia Bură și Ștefania Negru. Bine ați venit, dragi copii! Bine ați venit, doamna profesoară Maria Carmen Sas! Bine v-am găsit! E o mare bucurie pentru noi să fim astăzi împreună. Am emoții pentru că de fiecare dată când pașii m-au adus în studiourile televiziunii am trăit momente speciale și cu atât mai mult astăzi când este vorba despre Leontina, sunt copleșită de emoții. Mulțumim televiziunii române pentru toate momentele și clipele pe care le-am trăit aici și nu numai. Mulțumim emisiunii Tezaur Folcloric pentru că ne-ați promovat, ne-ați adus în fața publicului cu munca și cu momentele noastre pe care ne-am străduit să le aducem așa adevărate de acolo, de la noi, de acasă. Este o mare bucurie și pentru noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, începând cu realizatorul de excepție, Marioara Murărescu, care a prevăzut în acest colectiv, în oameni ca Leontina Dorca, oameni ca Maria Carmen Sas și acești copii minunați, a prevăzut acele valori care ne asigură veșnicie, asigură continuitatea neamului românesc. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce am primit în viață, dar în mod special pentru șansa pe care mi-a dat-o întâlnind-o pe Leontina, pentru că din 1984 am venit la ansamblu ca membră ansamblului Cununița. Mi-am descoperit latura apropierii de copii. Mi-am dorit întotdeauna să avem urmași, să lăsăm în urma noastră ceea ce am strâns cu trudă, cântecele de-a lungul anilor culese din zona Codrului. Și ce mă bucură cel mai mult, faptul că Leontina a înțeles dorința mea, a acceptat să facem echipă, pentru că eu nu stăpânesc latura coreografică, sunt puțini oameni înzestrați de Dumnezeu care să poată scoate la lumină în maniera în care a făcut-o Leontina, și tu cu siguranță înțelegi ce spun eu. Sunt fericită și mă consider o privilegiată, pentru că împreună am reușit să facem lucruri minunate și pentru asta îi mulțumesc
și rog pe bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, să putem multă vreme să mai aducem pentru publicul nostru drag lucruri deosebite. Să-i ascultăm cu drag și să ne bucurăm încă o dată de aceste minuni ale noastre, copii. Bătrânii din sat să-i vadă, la 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 la
cealaltă. Bătrânii din sat să-i vadă. Zicea tare-și dă-ți-o-mi eu, la 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 la, cam vreau să joc și eu, la 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 la. Zicea tare-și dă-ți-o-mi eu, la 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 la, cam vreau să joc și eu, la 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 la. Ardelea în apă s-o mână, la 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 la, cum juca mama bătrână, la 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 la. Ardelea în apă s-o mână, cum juca mama bătrână. E jucată, știe să joc, la 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 la, dar nu știu cum să mă-ntorc, la 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 la. E jucată, știe să joc, la 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 la, dar nu știu cum să mă-ntorc, la 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 la. Pălile împăturate, la 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 la, treabă bine scuturate, la 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 la. Și să vadă colțușorii, la 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 la, să se uite tăs feciorii, la 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 la. Mi-o dat apă din ceangă, măi, la, 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 la,
la la la. Sunt în dorul inimii măi, la 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 la. Să știe că-ți omini măi, la 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 la. Sunt în dorul inimii măi, la 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 la. Să știe că-ți omini măi, la 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 la. Că niciunde nu-i mai bine, la 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 la. Mai frumos ca sat la tine, la 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 la. Dorunghe satul tău, măi, la 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 la. Stă la inimă mereu, măi, la 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 la. Mulțumim, mulțumim, Carmen. Îți prezint o surpriză. Este vorba despre Ileana Matus. Laudăm pe Iisus și bine v-am găsit. Este o surpriză pe care noi o oferim Leontinei Dorca și te lăsăm pe tine să spui care a fost prima întâlnire, primul motiv al întâlnirii voastre. Pentru mine, doamna Leontina Dorca, în primul rând a fost omul care a crezut în mine. M-a descoperit în timpul liceului. Eu eram din Maramureș și școala o făceam la Satu Mare. Domnia sa m-a descoperit ca și un copil care iubește cântecul popular și mi-a dat aripi, să vă spun așa, mi-a dat o putere să pot cânta și să duc mai departe ceea ce simțeam eu în sufletul meu. Tu ești acum manager al Centrului Cultural din Sighetul Marmației. Cred că se datorează acestui om. Domnia sa nu știe, dar eu am urmărit-o tot timpul. Absolut tot ce făcea urmăream. Îi mulțumim Leontinei Dorca, îți mulțumim ție și te invităm să ne cânți. Cu tăți să ne petrecem, de n-acazuri să uităm, mă. Hai, omul bun și vremea bună, dădeauna să adună. Hai, voia bună și jocul, și alină sufletul, măi. Hai, voie bună pot avea, măi, dădeauna când o-i vrei, măi. Hai, voie bună îmi pot fa, și voi juca și-o-i petrece cu lumea, măi. Hai, tădea este mie sortite, că mie nu mi-e surâte. Hai, cu lumea aș tot petre, sufletul vrea, câte zile noi avem, măi. Hai, dipte aceea că nu știm, măi. Hai, da să ne veselim, măi. Hai, să jucăm și să horim, până ce în viață trăim, la ce rău nu ne gândim, măi. Hai, petrecem cu bucurie, rălile margăm pustie, și lume bine să fie.
Dați-mi voie să invit un oaspete de seamă din satul mare. Este vorba despre domnul Zamfir Danciu, directorul Direcției pentru Cultură, satul mare. Uitați-vă, dragii noștri telespectatori, poftiți aici. Un manager tânăr într-o instituție cu o mare responsabilitate vine să aducă acest prinos de recunoștință pentru oamenii de cultură ai județului Satu Mare. Ce puteți să spuneți despre doamna Leontina Dorca? Sunt bucuros să fiu contemporan Leontinei Dorca. Mă simt privilegiat să mă număr printre prietenii ei. Din postura de reprezentant în județul Satu Mare a Ministrului Culturii, vreau să-i dau o veste deosebită, zic eu. În septembrie anul trecut am propus acordarea individuală doamnei Leontina Dorca a Ordinului Meritul Cultural în grad de cavaler la categoria F, promovarea culturii, în semn de recunoaștere pentru meritele de necontestat ale artistei, coregrafei, a păstrătoarei și promotoarei tezaurului folcloric a zonei Codru, la împlinirea 70 de ani de viață și a 50 de ani de activitate în domeniu. Aceasta se întâmpla în luna septembrie. În luna decembrie anului trecut, printr-un comunicat, Ministerul Culturii neînștiința că dosarul doamnei Leontina Dorca, completat cu un laudatio din partea domnului ministru Lucian Drumășcanu, a fost înaintat către instituția prezidențială, urmând ca la o dată viitoare această distincție să-i fie acordată doamnei Leontina Dorca. În cele ce urmează, permiteți-mi ca eu, în numele instituției pe care o conduc, să-i ofer o plachetă omagială. Dați-mi voie să o citesc. Din partea Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare, se acordă o diplomă de excelență doamnei Leontina Dorca la aniversarea celor 50 de ani de activitate artistică, în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru păstrarea purității folclorului românesc și a promovării lui la nivel național. Director executiv Zamfir Vasile Danciu. Leontina, te rog frumos să primești această distinție. Tot în numele Direcției Județene pentru Cultură doresc să acord o diplomă de excelență emisiunii Tezaur Folcloric, în semn de recunoștință și aleasă prețuire întregii echipe pentru promovarea valorilor culturii tradiționale românești. Director executiv Zamfir Vasile Danciu. Doamna Gheorghiță, mulțumim pentru toată activitatea. Și noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, vă mulțumim, domnule director, toate aceste recunoașteri, să știți că ne dau aripi să mergem mai departe și mai ales că avem și generația tânără care are nevoie de asemenea imbolduri, zic eu, cu mare valoare morală până la urmă. Și o felicităm și noi în mod deosebit pe Leontina Dorca. Vă mulțumim că sunteți aici. Noi vă mulțumim că existați și pentru tot ceea ce faceți. Că cea mai frumoasă recunoaștere, și cred că simțiți și dumneavoastră, este recunoașterea celor de acasă. Vă mulțumim! Doresc să îi mulțumesc prietenului meu, directorului Direcției pentru Cultură Satu Mare, pentru aceste frumoase plachete și pentru aprecierea pe care mi-au făcut-o de-a lungul anilor cât am lucrat împreună, și să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la întocmirea acelui dosar și la realizarea acestei distincții de onoare. Și sunt bucuroasă pentru aprecierea celor de acasă și nu numai, pentru aceste distincții oferite cu ocazia sărbătoririi mele. Recunoașteri bine meritate și încă o dată vă mulțumim. Și Leontina, te invităm să ne și cânți. Cu mare drag. Muzica.
aș vrea să știți, dragi telespectatori, că Leontina este foarte apreciată acolo la Satul Mare, iar la concertul aniversar de anul trecut a primit și distincție din partea Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiționale Satul Mare și din perspectiva omului care slujește folclorul, a fost premiată de domnul Robert Laszlo și din postura de vicepreședinte al Asociației Naționale de Folclor din România. Pentru că Leontina Dorca este acel mentor care a creat în jurul ei o atmosferă de valorizare nu doar a potențialului și a patrimoniului folcloric al zonei, ci și pentru educarea tinerei generații a fost recunoscută, așa cum ați văzut, ca un adevărat mentor, ca un adevărat părinte. Și acum dați-mi voie să invit în platoul Tezaurului Folcloric pe Oana Bozga Pintea. Mă înclin în fața dumneavoastră și la propriu și la figurat și mă bucur că sunt aici ca să sărbătorim un om atât de special, care a dat atât de multă frumusețe țării Codrului și nu numai. Sunteți cu adevărat un medalion și un etalon atât al folclorului românesc, cât și al României și mă bucur că mă aflu printre copiii dumneavoastră și că mi-ați marcat atât de frumos începutul. Vă mulțumesc! Atât drag! Și noi îți mulțumim pentru cuvintele frumoase și te invităm să cânți!